de, hai să spunem, adunare populară a unei părți a populației din Târgu Mureș și din alte localități din prejur. Sub inițiativa Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, constituită în noaptea de 22-23 decembrie 1989, în consecință era pregătită din timp, chiar doar și-a pus actele de funcționare și asta nu face altceva decât să confirme tot ce v-am spus până acum. În această adunare au loc primele elemente de escaladare a solicitărilor iredentiste maghiare, cu strigăte, afară din țară cu românii, cu valahii împuțiți, deci dintr-o dată o mizerie groaznică. A doua, Ardealul unguresc, niciodată românesc, și dându-se zvon că se întâmplă așa ceva, se emite din niște puncte pe care nu le pot spune în emisiune, dar să se știe că existau niște puncte emitente, care este pulsar de zvonistică, manipulatorii, după o rețetă perfectă a lui Volkov, știți ce încolo începe să mă înțelegeți, în care în satele românești, din jurul Mureș, în apropiere, din limitrofa Târgului Mureș, ajunge la urechi că la Târgu Mureș se scandează lozinci criminale și copiii, rudele acestora, s-ar putea să fie în pericol. Pentru mulți specialiști este clar că în spatele evenimentelor au stat forțe oculte. Însă despre cei care au manipulat, părerile sunt împărțite. Din zona Reghinului Ibănești, care nu întâmplător au fost oamenii mobilizați, puși pe mașini și aduși la Târgu Mureș. Deci nu au venit așa. Li s-a spus că ungurii se joacă în centrul Târgu Mureșului cu capetele românilor și tot felul de minuni din astea. Dar știți cum e, când era la două luni după evenimente, lumea era mult mai puțin informată. Acum dacă ai spune, a râde și ai spune, hai domnule, fugi de aici că e o diversiune. Atunci era ceva, era ceva. Și populația e clar, când, vă repet, a pornit, după aceea pot să te uiți cine a dat prima palmă, dar nu mai contează pentru că s-a lăsat cu bătaie și cu... Deci să dăm servicii, fosta securitate, viitorul SRI. Fosta securitate, oameni din fosta securitate, oameni din fostul aparat de partid. Gelu Voican Voiculescu, pe atunci viceprim-ministru, avea să susțină mai târziu că la Târgu Mureș contextul și evenimentele arată fără nicio îndoială implicarea mai multor servicii secrete, miza fiind una globală. Acolo a fost un teatru de război al serviciilor secrete, absolut, mai degrabă. Absolut, care au și convocat, au avut grijă să convoace toate de televiziune. Ne așteptam un Kosovo în România. Putea să se întâmple așa ceva, pentru că era aceeași stare de spirit și aceeași tendință a unor forțe extremiste care vreau să genereze asemenea stări de lucruri. Oricine ar fi fost în spatele evenimentelor, a reușit parțial prin manipulare să atenueze cele două mari instincte ale oamenilor. Frica de a fi ucis și cea de a ucide. Apariția primelor pete de sânge care schimbă psihologia individului și mai ales reacția mulțimii. Dacă trece un individ prin piața universității cu un cucui, nimeni nu-l bagă în seamă. Dar dacă trece cu fața plină de sânge, dintr-o dată se produce o reacție publică. Exact în momentul ăsta eram cu avionul deasupra orașului. Din momentul în care am aterizat până în momentul în care am ajuns, au durat 20 de minute. În 20 de minute s-a produs acel băgăț, măcel cu ghilimele de limbare. N-a fost niciun măcel. Gruparea românească de la Biserica Ortodoxă, la Catedrala Ortodoxă, catedrală superbă, făcută în perioada interbelică, tocmai ca și simbol al statornicie credințe strămoșește acolo. Se duce ca un val spărgător prin
prin mulțimea adunată în piața trandafirilor, hai să spunem mulțimea maghiară, cu toate că eu am această reticență și m-ați înțeles de ce. Și normal că sparge această mulțime în două, toată lumea a încercat să fugă, să scape, să intre prin prefectură, au fugit. În această trecere a aceste mase de oameni, duse de un instinct animalic, poate de supraviețuire, poate pot să continui cu toate ipotezele. Oricum această mulțime, ca un spărtăcător de gheață, trece și lasă în urmă așa un siaj de răniți. Și trece în partea cealaltă, către Catedrala Maghiară, în dreptul hotelului Continental. Populația e clar când, vă repet, a pornit, după aceea poți să te uiți cine a dat prima palmă. Din păcate, astăzi este greu să găsești martori pe care niciuna dintre tabere să nu-l bănuiască de a face jocul celeilalte. Această frământare a devenit vedeta știrilor de pe toată planeta datorită acestor imagini. Numai că imaginile au avut și un comentariu. Acest comentariu descria cum este un ungur bătut cu sălbăticie de către o hoardă de români. Deși lucrurile stăteau tocmai invers. Ceea ce ați văzut dumneavoastră filmat de sus la etajul 6, de către operatorul irlandez chemat, dar nu întâmplător, deci era pregătită treaba, pentru că se aștepta ca rezultatul acestei acțiuni să ducă la așteptările celor care făcuseră deja scenariu. Ei bine, a filmat momentul în care ultima parte a masei de români trecea dincolo prin mulțime, iar cei care fugeau după ei, ca la apă, în urma bărcii. Era tocmai mulțimea maghiară care s-a readunat și cei mai tineri fugeau după ea, să-i prindă, să arunce cu ceva după ei. În momentul în care îl vedeți dumneavoastră și, la sfârșit, pe cine îl prinde, pe cofară. Că era mai corpulent și mergea mai greu. Și au ajuns din urmă și l-au masacrat, filmându-se și trimându-se în lume că acel maghiar este distrus și făcut pe acum. Nu. Era unul dintre românii din gruparea românească prins din urmă de către cei care s-au regrupat retaliind la acțiunea 1. Ăsta este adevărul. Oricare ar fi fost jocurile serviciilor secrete, pare că cel puțin parțial ele au fost dejucate printr-o atitudine înțeleaptă a armatei. Din păcate am rămas singur între perechele de tancuri. Din păcate spun, situația nu mai putea fi controlată, începând cu 11:30 noaptea a apărut o altă forță pregătită cu sticle incendiare tip Molotov. Atunci s-au produs cele mai multe victime, cele mai multe persoane rănite. Am mai avut încă o componentă, iarăși introdusă în economia, managementul de forțe, o coloană de romi, de mașini, venite din Zan, din Șăulia, din Band, cu bulibașa lor care mă întreabă la un moment dat, într-un moment de respiră, domnul ofițer, eu sunt bulibașa din Zan, am în spate aproape 700 de oameni. Mă dat să-mi spui, pe care, pe ăștia sau pe ăștia? Faptul că până noaptea la 1 am reușit să divizăm părțile, ceea ce am făcut acolo a fost separarea forțelor. Am reușit să separăm părțile. Am reușit să-i aducem la negocieri, 5 dintr-o parte, 5 din altă parte. Am aflat marele adevăruri care i-au mințit. Am reușit în cele de urmă să degajăm parte cu parte, astfel cât în dimineața zilei, la 7:10, oamenii se plimbau la braț pe aleile curățate și spălate, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Pe plan internațional, însă, imaginile brutale cu cetățeanul bătut au reprezentat o lovitură grea dată României. Deși s-au oferit numeroase dovezi că lucrurile, măcar în cazul concret al lui Mihăilă Cofariu, stau tocmai invers, unele posturi occidentale, chiar și astăzi, continuă să ofere aceeași versiune falsă, iar când se pomenește despre confuzie, ni se oferă altceva. S-a făcut din Mihăilă Cofariu martirul națiunii, toată lumea despre el vorbește, dar despre cei doi români care și-au pierdut viața, nimeni nu știe nici măcar cum i-au chemat. Unul dintre argumentele celor care susțin că fosta securitate ar fi provocat evenimentele de atunci este că s-ar fi dorit ca acest eveniment să legitimeze
apariția noului sistem de securitate națională, SRI-ul. În această logică, fără drama de la Târgu Mureș, astăzi am fi avut șansa absurdă ca România să fi fost singurul stat din lume fără servicii secrete. Acel moment a trezit acea conducere improvizată de acea vreme și a permis din nou refacerea structurilor informative sănătoase ale statului român. Un stat fără structuri informative este ca un organism fără sistem de imunitate. Un stat fără structuri de informații care să producă informația capabilă de decizie strategică este un stat fără cap, este un orbe căitor în lumea modernă. În contextul acelor zile, demobilizarea totală a serviciilor secrete românești ar fi putut fi fatal. Condițiile, dacă vreți, de conflictualitate, de explozie violentă a acestei conflictualități, erau coapte, au fost catalizate de intervenția prin penetrare a serviciilor secrete maghiare, s-au urmărit pe mai departe ca folosind asemenea, dacă vreți, motive sau cazuistică de fapt să producă totalmente destructurarea statului românesc. Nu ne sunt străine astăzi, studiind în spatele declarațiilor, dar mai ales arhivele secrete și din răsărit, și din apus, și ne confirmă cel mai bine la ora actuală Larry Watts. Ferește-mă, Doamne, de prieten, da? E bine, nu ne sunt străine acele intenții, poate neagreate la nivelul politicului, dar direct exprimate la nivelul minților înfierbintate și a iridentei exterioare. O dezmembrare a României. Astăzi, România și Ungaria se află din nou în aceeași tabără, de data aceasta ambele de bunăvoie.